La Crepy, în Valois, în departamentul Oise din nord-estul Parisului, domnește confuzia. Alegătorii au de ales în turul 2 între un candidat de la extrema dreaptă și un reprezentant al blocului de stânga din care fac parte Franța Nesupusă, adică stânga populistă, extremă, socialiștii, comuniștii și ecologiștii. Anti-Mélenchon. Voilà, c'est tout sauf Mélenchon. On ne peut pas accepter Mélenchon. Confuzia alegătorilor din Crepy, în Valois, se regăsește și în alte locuri din Franța, unde se votează duminică. Vorbim de aproape 110 circumscripții. Din cele peste 210 renunțări, cele mai multe aparțin stângii. Este vorba despre candidați care s-au clasat pe locul 3 în circumscripții în care Reuniunea Națională, extrema dreaptă, a obținut primul loc după primul tur, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a păși în viitoarea adunare națională înainte de 7 iulie.